fost acolo când te-am vrut, m-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce înseamnă tu pentru mine. Ai fost acolo când te-am vrut, m-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce înseamnă tu pentru mine. Sport pentru sănătate, un sport pentru inteligență și mai ales un sport pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Da, este un sport frumos, un sport complet, cum se precizează și în teoria. Pe partea de not putem să spunem că nu sunt, să zic, ca și la alte sporturi, grupe de vârstă, de la cât se începe, pot să vină de la orice vârstă, ai bine spus, de la jumătate de an, cu atât mai bine, până la, eu știu, peste 60-70 de ani, fără probleme. Am avut foarte mulți cursanți, am și acum în prezent, începând de la cea mai mică fetiță care mi-a venit de la 1 an și 8 luni, deci de la 2 ani, fără probleme, pot să iau, s-a văzut probabil și pe unele filmulețe și care ați luat cadre. Am și grupe de vârstă de la 3 ani, de la 4 ani, cum a fost și aseară. Deci este un sport complet și un sport complet și, în ultimul rând, un notul dezvoltă armonios, frumos. Îți pune tot mușchii în mișcare, din creștet, cum se spune, până în tălp. Am văzut aseară la grupa cea mai mică, ca să zic așa, bucurie extremă și mai ales satisfacția de a face mișcare în apă. Da, păi cum am mai spus și la alte posturi de televiziune, deci sunt un om în care poate nu am satisfacția sau nu sunt atât împlinit cât sunt la bazin. Eu când vin după jumătate de zi, pentru că eu de obicei încep notul de la ora 14 până la ora 22 seara, la ora închiderii bazinului de aici, de la complexul Vimsan Gym, în Piatra Neamț, îmi încarc bateriile cu toți copiii, inclusiv că e performanță avansată sau inițiere. Ce este mai greu, să inițiezi un copil de 3-4 ani sau să inițiezi un om matur care poate are și temeri? Da, a fost cazuri. La adulți, de exemplu, au fobia aia de a nu băga capul pe sub apă, păi nu, sunt multe lucruri și totuși au ajuns la stadiul, cel puțin la clubul nostru, sportiv de Mladiu, a ajuns să sară și de pe bloc start, care nu este ușor deloc, dar cei mici sunt atât de inteligenți și atât de frumușei și drăgălași, pentru că încep să întrebe de multe ori de ce trebuie să duc brațul așa, de ce trebuie să... De sunt, îți pun atât de multe întrebări în care nu poți să nu le răspunzi și este frumos de lucrat și foarte ușor și cu cei mici cât și cu ceilalți mari. Acum depinde de fiecare, de metodologia, antrenamentul depinde și de pedagogia și, în ultimul rând, psihologia, pentru că la cei mici, de exemplu, țin întotdeauna foarte mult de psihologie mai mult, să stai de vorbă cu dânsi, ca să le poți atrage, să fie cât mai plăcut lor. Iar cu adulții trebuie să fim mai șmecheri decât ei, că de obicei ei sunt de 3 ori mai șmecheri, vor să fie, dar da. Cât de dificil este să ai o grupă de 24-25 de copii năzdrăvani în bazin alături de tine?
La mine nu s-a întâmplat așa ceva niciodată, pentru că nu pot să-mi permit. Asta înseamnă o jignire, în primul rând, față de ei și, doi la mână, față de părinți, pentru că munca mea pe care o prestez, deci eu țin foarte mult la calitate și, în ultimul rând, cât și că plătește pentru părintele pentru acel abonament. Deci eu mai mult, dacă fac eu singur, mai mult de 8-10 copii, nu o să vedeți niciodată, sau în special 8-10 cursanți. Mai am încă doi, un ajutor și o să mai vină un antrenor la clubul nostru, în care dacă suntem doi, 15-16 copilași sau cursanți, luăm amândoi. Cât de important este pregătirea antrenorului? Pentru că am văzut chiar aici, la VIP Sangin, o diferență mare între unii antrenori. Păi, nu este... Depinde acum fiecare, cum am mai spus, și metodologia antrenamentelor. Trebuie să notăm, să vedem de ce nu merge. De exemplu, cum vă dau un exemplu mai concret, domnul doctor chimist, biolog, domnul Tocitu Dorel, care am făcut un efort să-l aduc de la București, de la Institutul Sportiv Medical de la București, să vină aici la noi, la Piatra Neamț, unde, de exemplu, pentru Delia Sport, una dintre cele mai promițătoare ale județului Neamț și bună pentru clubul nostru Delmadi, trebuie să facem și niște analize, să vedem unde putem lucra biologic, dacă este ok, pentru că și atunci mai constatăm că unde greșim și noi, că nu putem să fim întotdeauna că antrenamentele noastre sunt bune. Poate uneori nu dă randamentul care trebuie sau se obosesc, depinde și de acidul lactic, că dacă îi ținem numai în acidul lactic, cum e partea asta de avansați performanți, că acolo este multă muncă. Chin, vă spun din start, pentru că sunt cu antrenamente, sunt materiale cu parașute, alte lucruri pe care să tragi o parașută de la 15-20 de kilograme, de la 20 alelalte mai mari, 30 de kilograme și, în ultimul rând, trebuie să gândim în perspectivă, pentru că momentul putem să-l facem. Ca orice antrenor, poate, sau mulți din țară, trebuie menționat și acest aspect, pentru că ați precizat că ceilalți antrenori de aici, suntem doar doi care putem face performanță, restul fac inițieri. Și eu le fac și una și alta. În afară de efort fizic, în afară de apă, în afară de sport, se pune vorba și de puțină știință? Da, acum... Medicină sportivă? Da, pentru că are un rol foarte important în viața sportivului, în primul rând. De exemplu, avea o remarcă fost antrenoare, care și antrenor onorific la clubul nostru Delmadi, doamna antrenor Ștefănescu Sanda, o doamnă de prestigiu de la Bacău, care s-a retras între timp, a fost antrenoare de elite, deci a făcut o remarcă că cei din vestul Europei, din țările cu renume, acolo, la institut, nu numai că au medicină, au și psiholog, pedagog, antrenor, și somnul este supravegheat exact ca într-un centru tot. Deci pepinera trebuie luată de jos. Exact cum sunt copilașii de aseară, de la 3, 4, 5 ani, și la gimnastică la fel, și oriunde, și în alte ramuri de sport. Iar medicina are un rol important, pe când noi încercăm să le facem pe toate, dar nu putem, de exemplu, medicină. De aceea am chemat un specialist să vedem unde pot lucra, ce mai pot lucra pe partea de aerob, pe partea de anaerob. Sunt niște lucruri pe care ține de, nu-s cuvinte grele, dar așa ține de pe partea asta de antrenamente. Aseară am văzut pepiniera. Cât de lung și greu este drumul până la performanță? Nu este greu. Mai greu este pe partea asta de sacrificii din partea lor, dacă au dăruire și sunt unii și nativi și dacă au... Să vină din plăcere. Dacă sunt forțați, eu știu, de părinți sau de antrenori sau, nu știu, alte lucruri, mai bine să ducă către alte ramuri. Deci eu n-am fost niciodată să zic, știi, vină numai aici la not sau... Deci oriunde poate să ducă. Nu este greu, dar nici ușor. Pentru că în munca asta, ca să ajungi de jos până la performanță, în primul rând cer multe sacrificii. Și aceste sacrificii, îndeosebi, se mențin din buzunarele părinților, pentru că la ora actuală pepinera în România, cel puțin vorbim de ramura asta natație, nu este susținută de federație, pentru că
zice că să mai crească. Deci undeva, dacă se poate, eu știu, când ajungi pe la Balcaniade, europene, mondiale, Jocurile Olimpice, Doamne ajută, deci la naționale, dacă avem campion național sau... Mai, acolo mai rămâne de discutat, mai vorbi de asta. Emoții, iubire n-am, fără un gram de emoții, emoții. Ai fost acolo când am vrut, m-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce înseamnă tu pentru mine. Ai fost acolo când am vrut, ai fost acolo când am vrut, m-ai ridicat când am căzut, m-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce înseamnă tu pentru mine. Spuneați că acest sport nu este ajutat de federație și că părinții depun un efort pentru a face performanță copilului. Ce înseamnă această apropiere între părinte, antrenor și speranța că undeva, cândva, federația sau cineva de la București va vedea performanța și va ajuta financiar? Înainte pot să ating un pic aici, poate se simt alții, nu știu. Înainte, în conducerea federației, până în 2014 ianuarie, chiar nu se axau pe pipiniere, deci eu am sponsorizat 3 campionate naționale pentru că nu se dădea medale. Și, de exemplu, Delia spunea la un moment dat, băi, tati, ia stai așa un pic, eu mă duc acolo să-mi dea o diplomă, pe aia care poți să o scoți tu la calculator, dacă nu-mi dă diplom, ăsta nu-mi dă o medalie, la RAD, primul concurs care a fost. Și am sponsorizat vreo 3, deci nu se axau nici măcar pe partea asta. De când a venit totuși la conducere domnișoara Camelia Potec, se mai mișcă lucrurile, văd că ușor, ușor, încet, dar sperăm ca în viitor să decurgă totul bine și la federație. Problema este că ne cramponăm de acel centru olimpic care nu există la ora actuală, adică să selectăm pe cei mai buni din regiunile din țară sau chiar un bazin, să avem un bazin în sensul bazin olimpic care să fie acreditat și omologat de FINA, Federația Internațională de Natație de... Iar performanța, legătura pe care eu, dintr-un teolog și jurnalist care am făcut și am și lucrat cândva, m-am implicat foarte mult de vreo 6 ani de zile de când este copilul meu Delia, 4 ani care am făcut practică lângă doamna Sandra Ștefănescu la Bacău și școala de antrenori la București, în sensul... Pentru că mulți dintre antrenori pe care am văzut în țară, atâtea de mari orgoliile astea, nu pot să le văd. Pentru de ce? Pentru că nu am putut, eu ca și părinte, că am copilul, m-am implicat în sensul nu să stau pe margine. Hai să mă implic aici, ține foarte mult de psihologia asta, dar la școala de antrenori o să învețe mulți, că spune că ce e aia, numai facultatea de educație fizică, spune, nu e suficient. Și ajung la concluzia, pentru că eu pun baza sportiv, părinte și antrenor. Conlucrăm împreună și putem face ceva împreună pentru ca acel copil, dacă îi place, să ajungă, eu știu, acolo cât mai sus, pe culmile podiumului, dacă se poate, la naționale vorbim măcar, pentru început. Și mândria și bucuria, nu vă spun cât este a unui părinte, nu mai zic a copilului, pentru că am făcut câteva ediții, ocupă a noastră aici pe plan local și îmi spuneau părinții sau mămicile în special, mă sunau și mulțumeau din suflet că acel copil dormea cu acea medalie în pat, nu diplomă, medalie. Și mă mulțumea tare mult. De aceea zic eu, baza la mine și piramida pe care o văd într-o pe partea asta, ca să putem să lucrăm, să ajungem cât mai sus, sportiv, părinte, antrenor. La ceilalți antrenori pe care i-am văzut în țară și cum merg ideile lor, ce e părinte? E antrenor, sportiv, părinte. Părintele pe ultimul loc care el investea cel mai mult. Și de aceea am zis,
Deci pentru mine este tocmai invers. Și așa voi respecta foarte mult, în primul rând, sportivul, să-l văd că el este mulțumit, să văd că îi place, să văd ce nu-i place, că și aici e o problemă, după aia discut cu părintele și în ultimul rând să fie și părintele. Eu, cel puțin vorbesc din punctul meu de vedere, mă las pe ultima sută de metri, pentru că nu este atât de important viața mea sau neapărat acolo. Sportivul și părintele. Ce viitor are în notul acest sport în România astăzi? Grea întrebare. Mie nu-mi place hoția și minciuna și întrebarea asta, dacă cred că ar deranja pe mulți. Și este foarte greu, pentru că când știm că peste 2 ani vin Jocurile Olimpice de la Rio și nu știu câte șanse avem să mergem acolo, mă refer măcar un sportiv 2 din țară. Este foarte greu, pentru că am văzut acum recent la europene mai Jocurile Olimpice de tineret și mare lucru nu prea s-a venit de acolo. Și de aceea zic, dacă nu avem instituția de jos, de acolo, de unde... Baza. Să plecăm cu o gândire pozitivă în sensul că să susținem pe Pinera, nu avem nicio șansă în viitor. Pentru că degeaba investește numai părintele, noi ca și antrenori ne facem datoria pe parte, cel puțin eu din punctul meu de vedere, îmi fac toate sacrificii, toate îmi pun baza aici este. Aici îmi încar bateriile, începând cu copiii până sus. Ne mai e... și șicanăm unele lucruri, pentru că e și agrementul, e și performanța, sunt și alții cursanți și în timpul ăla ne este greu. Nu putem să stăm să avem doar un culoar al nostru sau alte lucruri, pentru că sunt baze complexe pe partea asta de bazine private pe care din asta trăiesc. Și dacă nu-i susținută și baza privată de undeva de la federație să vină cu o sursă de bani, alte lucruri, ca să putem să avem sigur un culoar, două, trei, atunci e mai greu. Mai greu pentru... De aceea nici nu pot să dau un răspuns, să zicem. Și no comment are un răspuns. Ce înseamnă medicina sportivă în acest sport și mai ales câți sportivi au parte de acest tratament care ar trebui să existe pentru fiecare în parte? În principiu, măsurătorile de biochimie sunt extrem de scumpe. Asta înseamnă că un sportiv sau o echipă trebuie să aibă valoare ea, în afară de faptul că cineva trebuie să dea banii pentru aceste măsurători ca să poată să beneficieze de această asistență. După părerea mea, asistența este esențială pentru că orice plan de pregătire, indiferent cât de bun este, trebuie transferat de pe hârtie în corpul performerului. Ori aici nu poți să faci acest lucru decât dacă măsori, pentru că de multe ori ceea ce ai citit într-o carte sau într-un articol științific nu se potrivește cu situația efectivă în care se găsește sportivul tău. Și atunci tu trebuie să faci acele ajustări ca el, în cele 2 ore cât stă în antrenament, să progreseze 5% maximum din ce se poate progresa în 2 ore. De fapt, la dumneavoastră aici, echipa de fotbal, cea care a beneficiat 2 ani de zile la rând de aceste testări biochimice, vă dați seama, la fotbal este foarte scump, este și foarte greu, pentru că depinzi de 11 jucători, de mult. În sporturile individuale este mai simplu și acum pot să vă spun, laboratorul de la București are o tehnică la nivel
o dotare la nivel internațional, măsurăm cu un aparat care poate să simuleze și situații metabolice care costă 150.000 de euro. Asta înseamnă că cineva a făcut eforturi ca să ia banii ăștia de pe peste tot, să doteze un laborator numai pentru sportul de performanță. Vorbeam mai înainte de o pepiniere aici la Piatra Neamț. Cât de mult contează pepiniera în România și mai ales ce viitor are această pepinieră în condițiile în care finanțare nu prea există? Pepiniera este esențială pentru că noi trebuie să spunem că și din trecut am făcut performanță având trei floricele pe care le-am acoperit cu folie, le-am ținut într-o seră, n-a existat. Performanța n-a fost generată din faptul că erau mulți practicanți ai sportului și din ăștia câțiva talentați au ajuns în vârf. Noi l-am descoperit sau copilul care a dorit să facă a făcut unul singur, doi, trei și am tras cu dinții de el să nu-l pierdă. După părerea mea, aici este un fenomen, cred că singular în România. Eu nu mi-aduc aminte ca la natație cineva să aibă o asemenea bază de selecție cum am văzut aici. Pentru că au apărut smartphone-urile și calculatoarele și atunci timpul liber al distracției nu se mai este canalizat către sport, ci este canalizat către IT. Către distracție, către jocuri electronice. Toată lumea, și băiatul meu are 24 de ani și joacă basket pe calculator, nu în curtea școlii, da? Și joacă FIFA 2005 sau cât joacă el, tot pe calculator, nu știe să dea cu piciorul în minge, da? Cât de ușor este să fii antrenor de natație, mai ales că în ultima perioadă cam toată lumea devine profesor, antrenor. E o atracție așa pentru acest sport și pentru antrenorat. În primul rând, natația dezvoltă foarte armonios. După aia, mulți copii, dacă o să veniți, aici n-am văzut, dar la București, vă spun, vin ca să slăbească la natație. Deci părinții văd că ei încep să ia proporții, mai citesc pe undeva și spun acum să mergem la not. Primul impact al acestui fapt este că după ce vine de la not, el mănâncă dublu decât înainte, pentru că mișcarea în apă îi face o poftă extraordinară de mâncare. Aici părintele trebuie să intervină cumva. După aia ați văzut, mușchii se așează într-un anume fel, băieții care au făcut în not au o anumită dezvoltare și așa mai departe. Deci lucrurile astea sunt, dar deocamdată cei care vin, marea lor majoritate, vin ca să regleze problemele de siluetă și dacă n-au minime cunoștințe de nutriție și se lasă purtați de valul senzațiilor, senzația este când te-ai întors acasă să mănânci aproape tot frigiderul, pentru că inclusiv jocul cu mingea în apă îți face o poftă de mâncare extraordinară. De la ce vârstă ai început? De ce te atrage notul și mai ales unde vrei să ajungi? Eu am început în notul de la vârsta de 6 ani jumate și în acei 6 ani jumate mă dă și la performanță. La șapte ani am câștigat prima mea cupă și prima mea medalie. Unde? La ce concurs? La Bacău. Zi-mi cât de dificil este să practici acest sport și mai ales unde vrei să ajungi, bănuiești că ai și un țel. Da, sportul nu este așa de dificil, notul este un sport foarte frumos, se dezvoltă complex. Și unde îmi doresc eu să ajung, vreau să ajung o campioană olimpică. Foarte mulți vor să devină campioni olimpici, dar este foarte greu să ajungi acolo, mai ales că trebuie să faci foarte multe sacrificii. Da, trebuie să faci foarte multe sacrificii, trebuie să renunți la o parte din copilăria ta pentru mai multă muncă, pentru să te deții mai mult în notului. Vreau să transmiți un gând de al tău copiilor care stau acasă în fața calculatorului. Nu este așa de bine pentru că televizorul, calculatorul ne mănâncă foarte mult din energie. Ar trebui să iasă și ei pe afară, să se joace, să-și petreacă copilăria, chiar dacă ei nu fac un sport sau ceva de genul acesta. Nu vrei să-i chemi la bazin? Ba da, cu mare plăcere. Hai să le spunem, veniți la bazin. Veniți la bazin, dragi colegi.